Aprobarea participării Unității Administrative Teritoriale Municipiului Moinești la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional 2020-2024. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt nelăbuit, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind încetarea servituții de trecere instituită asupra imobilului situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămurit. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu particip la acest vot, deoarece lucrez la OMV Petrom și conflict de interes. Nu lăsa. Nu lăsa. A, da. Atunci pentru. Da, mă scuzați. Nu lăsa. Mergem mai departe. Da? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a unui imobil, teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată nu. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, modalități, nevăluiri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tazăului, numărul 15A, județul Bacău. Este terenul adiacent unei locuințe care a fost vândute cu vreo 15 ani în urmă. A solicitat proprietarul locuinței, n-avea rost să stea cu pe un teren al primăriei, fără să aibă pe acte, da? Mulțumim. Întrebări, discuții? Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, clarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu.
Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bârdoanu Claudina, din municipiul Moinești, strada Lucăcioaie, numărul 48, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, de clarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare, piață centrală Lucăcești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă îmi dați voie, și marța trecută am fost la București, la Compania Națională de Investiții. Sunt două proiecte în lucru la companie. Unul este acest proiect pentru piața Lucăcești, care este în stadiul de a fi aprobat în ordinul ministrului. Asta este ultimul pas pentru a primi finanțare. Probabil în ședințele următoare de la minister, ministrul a fost în concediu medical și este până pe data de 25, va intra în lista sinteză și va fi finanțat. De asemenea, în lucru acolo este și bazinul de not. Deja am primit și ieri ceva adrese, doamna Artemiza, poate să ne explice aici dacă sunt mai e ceva. Sunt documentații care trebuie să le facem, adresa celor de la CNI, care sunt obligația noastră și sunt în lucru. Studiu geo, extras de carte funciară, toate, deci, care urmează a fi depuse și acesta va primi finanțare de la Compania Națională de Investiții. Comisia de Organe, discuții. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Bun, cine mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelăuriri. Dacă nu, vă rog, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 98 din 17.04.2019, privind darea în administrarea unui imobil teren situat în municipiul Moinești, zona Cunsoiu, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse în decizia numărul 23/1 din 406/2020. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului.
Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne lăuriți. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 101 din 23.08.2012. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, proiectul la vot, cine este pentru? Pentru votez. Da. Comisia juridică. Împotrivă, abține, nu sunt. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votați în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne lămurim. Eu nu particip la acest vot. Mulțumim. Atunci să votăm pe alți membri ai comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința din comisia l-a pus. Poftim. Împărat. Urmează. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declarăm deschisă ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru data de astăzi. Prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 37, de 15 iunie 2019, convocarea ședinței ordinare de astăzi a fost realizată cu respectarea prevederilor articolului 133, aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 19 consilieri ai Consiliul Local validați în funcție. Având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, în vederea aprobării procesului verbal întocmit la ședința ordinară din luna mai, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul acestuia care a fost publicat pe site și a după cunoștință dumneavoastră. Ne fiind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței din 26 mai. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Moinești din 26 mai 2020. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune aprobării dumneavoastră, ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă în ședința de astăzi. Bună ziua! Dacă sunt alte discuții, alte proiecte pe ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, dacă nu, supun ordinea de zi în forma prezentată și ordinea de zi suplimentară în forma prezentată la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate ordinea de zi. Voi începe cu punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Moinești la programul de stimulare a noirii Parcului Auto Național 2020-2024. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. 3. Proiect de hotărâre privind încetarea servituții de trecere instituită asupra imobilului situat în municipiul Moinești, strada George Ienescu, numărul 2, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia... Aviz. Vă mulțumesc. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tazlăului, numărul 15A, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență a doamnei Bârgăoanu Claudina din municipiul Moinești, strada Lucăcioaia, numărul 48, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare piață centrală Lucăcei și indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 98 din 17.04.2019 privind darea în administrarea unui imobil teren situat în municipiul Moinești, zona Osoiu, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Am să trec acum la ordinea de zi suplimentară. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia numărul 23 din P1 din a 4-a 6-a 2020. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Moinești, numărul 101 din 23.08.2012. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Aș avea eu mențiune aici, nu particip la acest vot, deoarece sunt angajat al OMV Petrom. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Vă trec acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, și anume la punctul diverse. Dau cuvânt domnului primar. După cum ați văzut, la punctul diverse sunt două materiale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești.
Așa cum am spus de fiecare dată, îmi doresc să dezvoltăm împreună cât mai multe investiții în municipiul Măinești. Iată o nouă investiție promovată de Spitalul Municipal. Nu este doar de acum adusă la cunoștință, ci este mai veche, întrucât ne-am dat un aviz cu ceva timp în urmă. E vorba de o nouă clădire în curtea Spitalului Municipal. Este acel plan de conformare pe care DSP-ul a menționat într-un document, în care se trasează anumite sarcini, atât în sarcina noastră, cât și în sarcina Spitalului Municipal de Urgență Voinești. Una din aceste sarcini este și extinderea blocului materno-infantil. E un proiect mare, după cum ați văzut materialul, 46 de milioane de ron, 460 de miliarde de lei. E o nouă clădire, un nou spital, pot spune. Am avut o discuție cu managerul spitalului, a fost discuție și în Consiliul de Administrație de la spital. Am menționat că municipiul Măinești are deja proiecte în derulare, proiecte cu finanțare europeană la care trebuie să asigure cofinanțare cât și achitarea cheltuielilor neeligibile în proiect. Și domnul manager și-a luat angajament că va atrage fonduri din alte surse. CNI, Ministerul Sănătății, Consiliul Județean. Menționez că aici Consiliul Local nu poate fi parte în această finanțare, întrucât, cum vă spuneam și în partea a doua a intervenției mele, vă voi spune și ceva legat de banii de care trebuie să facem rost și pe care îi cheltuim în perioada imediat următoare ca urmare a finanțărilor europene. Așadar, cum spuneam și la început, sunt de acord să realizăm această clădire. O vom discuta pe ordinea de zi la ședința următoare. Vă spun de acum că ședința următoare va avea loc pe 29 iunie, o ședință extraordinară, în care vor fi câteva puncte care sunt de strictă urgență. Al doilea material face referire la un raport pe care dimineața vi l-am trimis, un raport care l-au finalizat ieri și astăzi, aici este din partea Spitalului Municipal Măinești, doamna director Oana Zală, pentru a vă răspunde la întrebări dacă este cazul. Dar acest raport este solicitat ca urmare a acestei perioade destul de dificile privind pandemia care s-a abătut asupra noastră, a tuturor, și a faptului că în această perioadă Spitalul Municipal de Urgență Măinești a fost implicat în activitățile medicale desfășurate pentru pacienții care au apelat și care din urgență au venit aici. După cum știți, Spitalul Municipal de Urgență Măinești a rămas ca spital care să asigure toate urgențele aproape din tot județul. Pentru că Spitalul Municipal Onești a devenit spital suport COVID și toate cazurile au mers acolo, o parte și la Spitalul de contagioase din Bacău, dar devenind spital suport COVID, toate urgențele din raza de activitate a Spitalului Municipal de Urgență Onești, respectiv Caș, Noituz, Lănic, Elegiu și tot ce mai are în jur, au venit aici la Măinești. Stațiile de salvare din localitățile Onești, Târgovna, Comănești, aducând cazurile de urgență, în mare parte, aici la Măinești. Pe lângă cazurile de urgență ale spitalului, pe lângă cazurile de urgență de la secția ortopedie și neurologie de la Bacău, care au fost închise și acelea fiind descoperite cu cazuri a salariaților pozitiv. Așadar, a fost o activitate intensă. De ce a fost acest spital ales să asigure urgențele? Pentru că are cele mai bune dotări din județ și nu numai. A întocmit conducerea spitalului un raport pe care, dacă ați avut timp să vă aruncați privirea, arată acolo numărul de internări, numărul pacienților care au venit la acest spital, atât din județ cât și în afara județului. Și dacă în urmă cu o lună și ceva, un culoar politic, s-a încercat denigrarea municipiului Măinești că aici este un spital de excelență ca cel din Suceava, eu vă spun că este doar un spital de excelență, nu ca cel din Suceava, pentru că nu au fost cazuri deosebite, iar din situația pe care am văzut-o, au fost descoperiți aici 45 de pacienți care au fost infestați cu acest virus, care au fost transferați la Onești și la Bacău. Așadar, mult mai mulți suspecți, care au fost aduși cu salvările, așa cum vă spuneam, din tot județul, dar acei erau pacienții Spitalului Municipiului Măinești, nu locuitorii Municipiului Măinești. Așadar, acest număr de pacienți infestați nu trebuie atribuiți locuitorilor Municipiului Măinești, ci pacienților Spitalului Municipal. De altfel, dacă vreți date mai exacte, doamna Oana este aici, puteți să-i adresați întrebări.
vis-a-vis de spital. Dacă nu vreau să continui, da. Aș, domnule primar, săptămâna asta, mai precis, m-ați, vreau să, să da. Punctez și eu, am avut la spital, am avut ședința Consiliului de Administrație, unde am avut pe ordinea de zi și aprobarea acestui proiect extindere bloc materno-infantil. În discuțiile avute în cadrul Consiliului de Administrație, ați specificat și dumneavoastră că valoarea acestui proiect se ridică la aproape 50 de milioane de lei. Conducerea Spitalului Municipal este conștientă că bugetul primăriei nu poate suporta un asemenea proiect. Conducerea Spitalului Municipal Moinești vine cu o solicitare în cadrul Consiliului Local, în cadrul primăriei, de a se forma o echipă complexă din cadrul Spitalului Municipal Moinești, a Consiliului Local, a Primăriei Moinești, pentru identificarea unor surse de finanțare. Așa cum spuneați și dumneavoastră, prin realizarea acestui proiect de o apertură destul de mare și prin cele două care sunt în faza de execuție, extinderea compartimentului de urgență și reabilitarea blocului operator, acel plan de conformare ar fi realizat 100%. Da, restul ați specificat dumneavoastră. Privitor la perioada de pandemie, am avut de raportat situații către Prefectura Bacău, către Direcția de Sănătate Publică. Vreau să mulțumesc pe această cale pentru colaborarea cu Spitalul Municipal în această perioadă și domnului manager Adrian Cotăleț, pentru că zilnic am purtat discuții și niciodată n-am întârziat cu vreo situație care trebuia primisă la aceste instituții. Nu s-a terminat perioada, sperăm să fie cât mai puține cazuri și sper și colaborarea să meargă în continuare așa cum a mers în această perioadă. Vă spuneam că săptămâna aceasta am mers la Compania Națională de Investiții, într-adevăr cele două proiecte de care v-am spus, dar tot în acea zi am mers și la Ministerul Sănătății. Este oficială hotărârea de guvern emisă prin care hotelul, corpul A și C, cel cu 4 etaje și cel tip parter din spatele celui cu 4 etaje, este în proprietatea statului, la Ministerul Sănătății, în administrarea INMRFB, institutul care administrează stațiunile balneoclimatice, precum Căciulata, Slănic, Covasna. Acum urmează să primim adresă pentru a se efectua predarea-primirea. Am fost la directorul INMRFB pentru a vedea următorii pași. Urmează întocmirea unui DALI, după care, tot la fel, finanțarea. Nu finanțare din bugetul local, deja este treaba Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Investiții, sunt programe la Compania Națională pe Sănătate și acest hotel este propus, această clădire, pentru o secție sanatorială balneară. Odată cu asta, am fost și la Ministerul Sănătății, la comisia care a dat în dezbatere publică, în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern cu viitoarele stațiuni balneoclimatice. Moineștiu, între cele 32 de localități, este prezent și am depus și un memoriu pentru că Moineștiu era doar cu zona care este acum stațiune turistică de interes local, zona Parcului Băi. Am făcut un memoriu împreună cu colegii mei de la comunicare, domnul Găman, domnul Burboacă, pe care l-am depus, are vreo 25 de pagini, prin care am solicitat ca întreaga localitate să devină stațiune balneoclimatică, pentru că sunt o serie de avantaje pentru cei care dezvoltă activități de turism, activități balneo. Cât și noi ce ne dorim în continuare cu această clădire și cu acest oraș. E un făgaș bun, așa cum am discutat în trecut chiar cu premierul României, în prezența domnului senator Viorel Ilie și a domnului deputat Pală, iată câteva lucruri care se realizează. Unul este drumul național care este finalizat în proporție de 90% mai sunt de ridicat acele capace de canalizare la cotă, se lucrează acum cu ajutorul cu toții. E un drum care astăzi este practicabil, așa cum ne dorim cu toții să fie toate drumurile în țara asta. Cu marcaje, cu sensuri giratorii, cu toți cu semne de circulație și tot ce trebuie. Hotelul, de asemenea, cum vă spuneam, este pe un drum bun, de asemenea piața și cu bazinul de nou.
Sunt discuțiile care le-am avut în biroul domnului premier și iată că astăzi sunt și realizabile. De asemenea, a apărut ordonanța 88 în urmă cu 3 săptămâni. Ce cuprinde această ordonanță? La nivelul României au rămas 120 de milioane de euro necheltuite din banii care urmau să fie accesați de România, bani ce vor fi redistribuiți pe cele 8 agenții de dezvoltare regională pentru întocmirea unor SF-uri și proiecte tehnice pentru proiectele care se vor derula în sesiunea 2021-2027. Deja am fost la ADR marți cu domnul Armeanu, domnul Mihai Armeanu de la Serviciul Proiecte. Domnul Vasile Asandei, directorul general al ADR, a și afirmat, nu vreau să aduc eu o laudă biroului Proiecte sau Primăriei Moinești, sunteți primii care ați venit la discuții și mă așteptam la așa ceva, pentru că sunteți o localitate activă din punctul de vedere al ADR-ului. Și am prezentat acolo un portofoliu de 8 proiecte pentru perioada următoare. Numai 5 vor fi puse în discuție la nivelul ADR-ului, vor reveni ADR-ului 10 milioane de euro, ADR-ul Nordest. Dați-vă seama că acolo sunt solicitări din partea a 6 reședințe de județ și încă 40 de localități urbane. Unul din proiectele majore pe care l-am propus acolo este ca drumul național pe tronsonul de la Găzărie să aibă 4 benzi, trotuare, piste de biciclete, iar pe tot tronsonul de 9,6 km, trotuare noi, piste de biciclete, să se lege cu proiectul de mobilitate pe care astăzi îl avem în derulare. Este un avantaj pentru noi că avem deja un proiect de mobilitate și este singurul din ADR care a și demarat. Valoarea lui știți că e cu 15 milioane de euro. Vin din urmă reședintele de județ, s-a deschis axa și pentru dumneavoastră. Mai mult, acest proiect are și cele două poduri, cel de la avion de la gară și podul de la Găzărie, care sunt afectate în proporție destul de avansată, precum și o pasarelă peste calea ferată în zona spălătoriei de la Bat, dar o pasarelă nu doar pietonală, ci și pentru biciclete, pentru că numai astfel putem obține punctaj pentru accesarea acestui proiect. Un alt proiect este pe anvelopare clădiri publice, a rămas în urmă clădirea primăriei, internatul și cu cantina liceului, le-am prins și pe acesta, un proiect pe digitalizare și un proiect pentru amenajarea zonei balne, o să spun așa, dacă acea clădire va intra în reparații și reabilitare, îi trebuie și o zonă de acces către parcul Băi și nu numai de acces, cât și de promenadă, să spun așa, către parc și în restul orașului. A avut loc și licitația la ANV, vă spun de la Lucăcești, este în perioadă de evaluare, sunt 5 ofertanți și sper că în maxim o lună, o lună și jumătate să pornească lucrările și la acea clădire. De asemenea, este în derulare licitația de la școala Alexandru Sever, care a rămas puțin în urmă datorită intrării în insolvența constructorului. Am făcut evaluarea, am făcut licitația, urmează pe 24, este ultima zi de depunere a ofertelor. Merg foarte bine lucrările la liceul Cobolcesc, care a început de vreo 3 săptămâni și deja se cunoaște, ați văzut și dumneavoastră, lucrările merg destul de bine. Valoarea proiectului este de 3 milioane de euro, școala generală Ștefan Lucian și 2, școala George Enescu de asemenea, lucrările din educație, dar și din asistență socială, vorbesc de cele 3 case de la Lucăcești și centrala din spate de la Sfântul Neculai. Toate sunt proiecte avansate în ultimul an, să spun așa, se lucrează la ele de vreo 3 ani, dar în ultimul an se văd că se lucrează efectiv. Dar orice finanțare europeană este și va fi o șansă a noastră pentru dezvoltare. Nu vom putea dezvolta orașul dacă nu vom investi atât din bugetul local cât și din finanțările atrase. Și spun acest lucru pentru că în momentul de față municipiul Moinești are nevoie de bani să cofinanțeze aceste proiecte și nu numai cele în derulare și cele ce urmează, dar acum vorbim de 3 proiecte importante. Proiectul de la Cobălcesu, care 3.100.000 de euro, din care 1.500.000 este partea noastră. Școala Generală George Enescu, care are 1.500.000, din care noi avem depus 1.000.000 și încă un. Și sediul DAS, care este în lucru acum, în proceduri pentru organizarea licitației, la care de asemenea trebuie o contribuție. Astfel, bugetul local are nevoie de 13.400.000 de lei pentru aceste proiecte. Bani care sunt de care este nevoie destul de urgent, pentru că
Lucrările au început, facturile au venit, deja la școala George Enescu am plătit două facturi, unul de 1.150.000 și una de 220 ceva de mii. Vin în continuare facturi și, drept urmare, bugetul local nu poate suporta această cheltuială dacă nu se va accesa un credit. De aceea, pe data de 29, o să vă propun un caiet de sarcini pe care să-l vedeți și dumneavoastră și să analizați, pentru că dacă nu vom face rost de bani și singurul lucru care ne stă în putere este accesarea unui credit. Acest credit nu, adică de mâine am luat bani în cont și cheltuim pe alte lucrări, ci doar pe aceste lucrări, cu trageri lunare atunci când este nevoie și acoperirea lui pe o perioadă de 20 de ani, nu? Nu este singurul, probabil, dacă proiecte, finanțări europene vor mai veni, cu siguranță mai este nevoie de astfel de mai este nevoie de un astfel de credit. Vă pot da un exemplu, Primăria Oradea. Toată lumea vorbește de Primăria Oradea, că s-a dezvoltat din punct de vedere turistic, dar și al infrastructurii. Da, dar Primăria Oradea are un grad de îndatorare de 30%. Primăria Municipiului Moinești astăzi are un grad de îndatorare de 3,8%. Dacă ne dorim acest lucru, să investim într-un an cât am investit în 10 sau în 3 ani cât am investit în 30, trebuie să facem și astfel de lucruri. Nu am venit cu acest credit după alegeri ca să creadă cineva că îmi doresc mandatul următor și fac acest lucru după alegeri. Nu, am venit astăzi când Primăria Municipiului Moinești are nevoie de acești bani și pentru a dezvolta la timp și nu a primi penalități pe aceste proiecte pe care am atras fonduri, am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă expun acest lucru, dar voi veni în ședința din data de 29 și cu caietul de sarcini și probabil pentru formarea unei comisii pentru accesarea acestui credit. Nu știu dacă ne-a mai scăpat ceva. Proiectul cu mobilitatea este astăzi în lucru, proiectul tehnic, a câștigat licitația o firmă din București, o asociere de fapt. Săptămâna viitoare avem întâlnire pentru a merge în teren să stabilim exact ce mai e de făcut. În rest, vedeți și dumneavoastră celelalte proiecte care sunt în derulare, strada spre Pin, strada Nicuienea, din cauza vremii nu putem intra pe ele să lucreze, este puțin întârziat, dar sper să ne revenim imediat după ce vremea va reveni. Trebuie să fim mulțumiți că nu am fost bătuți de vreo furtună, de vreo ploaie cu grindină sau altfel. Doamne ferește, sper să terminăm așa cum ne aflăm acum, să nu ne vină o vreme mai urâtă, cu toate că deja și astăzi este cod portocaliu și prognoza arată și săptămâna viitoare la fel. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de ceea ce am spus, vă stau la dispoziție. Mulțumesc frumos! Avem aici, din partea stației de ambulanță, domnul doctor Chiru, împreună cu încă cineva la măștile. Haideți în față un pic ca să nu stea toată lumea întoarsă. Dumnealoară construiesc o clădire în curtea stației de salvare, un sediu administrativ, dar nu numai, și un sediu pentru desfășurarea unor cursuri în domeniul dumnealor. Primăria asigură utilități, dar dumnealor au o solicitare și vă rog, domnul doctor. Bună ziua tuturor! Am revenit în fața dumneavoastră, dacă vă amintiți, cred că în urmă cu 2 ani am fost odată în Consiliul Local ca să vă prezentăm împreună cu cei de la Arhitectul Medici Comunești proiectul ce urmam să înceapă. Bogdan, poți să intru un pic pe Facebook, pe pagina Arhitectul Medici Comunești, ca să avem și o imagine, o fotografie a clădirii în stadiul actual. Proiectul a început în urmă cu 3 ani. Stația de ambulanță Moinești este într-o stare în care, în mod normal, n-ar avea voie să funcționeze conform legislației actuale. Dacă aveți curiozitatea să treceți pe la noi, o să vă convingeți și dumneavoastră. În urmă cu 3 ani am început, în colaborare cu Habitatul Medici Comunești, proiectul de construcție a unei noi clădiri, pentru că Serviciul de Ambulanță Județean Bacău nu poate primi donații în bani. Orice donație în bani ajunge la Ministerul Sănătății și este distribuită conform deciziei Ministerului Sănătății. Poate primi, în schimb, donații în obiecte. Da? Atunci, ca să putem strânge fonduri, am făcut această colaborare între Primăria Moinești, Habitat for Humanity Comunești, asociație care are cea mai mare experiență în domeniul construcțiilor în zona
noastră și poate chiar în întreaga țară și Serviciul Județean de Ambulanță Bacău. Am primit 30.000 de euro de la Dederon, am primit donații de la Aprex Moinești, toată fundația s-a topat cu ciment donat de la, de Aprex și am primit o donație de la Berier Bacău, toate ferestrele și ușile exterioare, care sunt la momentul de față la noi în stație. Da? S-a făcut un ultim efort acum, am făcut o campanie de conștientizare a populației și în zona noastră și la nivelul țării. S-au făcut câteva, s-au costat 2 săptămâni o reclamă pe toate stațiile aparținătorul TV-ului și s-au strâns banii ca să o acoperim pentru că știam că vreau în sezonul ploios și nu vreau să degradeze. Deci la momentul de față, clădirea aceasta are și acoperiș, dar în afară de acoperiș este exact așa la stadiul pe care îl vedeți dumneavoastră acum. Deci parterul este placat exterior, etajul nu este placat, este acoperit cu tablă. Da? Deci nu se va degrada. Ideea este că ar fi foarte bine să facem eforturi și să finalizăm această clădire. Efortul financiar nu cred că depășește suma de 70.000 de euro, sub nicio formă. Eu aș estima chiar la 50.000, cu tot cu dotări, instalații și ce mai e făcut acolo. Noi am căutat să nu împovărăm primăria. Am sperat și am avut toate promisiunile necesare că vom obține acești bani, dar pandemia a răsturnat situația și la momentul de față se pare că nu suntem încă în poziția de a obține această finanțare. Habitatul România s-a implicat în acest proiect și am primit informația că ar fi o discuție cu un posibil sponsor german, dar care vrea să intre ca parte în acest parteneriat și care probabil va avea niște pretenții. Da? Vom vedea exact despre ce este vorba. Dar totuși am considerat că trebuie să ne adresăm din nou dumneavoastră pentru ajutor în ceea ce privește finalizarea. Pot să vă mai spun că de la Rocul vom primi toată izolația, atât interioară cât și exterioară. Deci va fi coadă minerală, atât pentru interior cât și pentru exterior. Da? Sigur că nu ne încurcam pe ureche, adică nu așteptam să ne dați dumneavoastră absolut tot. Dar orice efort din partea Consiliului Local, orice ajutor, este binevenit. Și vreau să știți că este foarte, foarte, foarte mare nevoie. Da? Acum am să trec la partea subiectivă, să vă povestesc un pic ce înseamnă viața de angajat al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, sub stația Moinești. Da? Medicii și asistentele medicale au un spațiu de odihnă care este și dispeceratul stației de ambulanță Moinești. Numai odihnă nu se numește chestia asta. Da? Avem servere care vâzâie toată noaptea, dormim 3 oameni pe 2 paturi și eventual al 4-lea om, sau chiar 4 asistente pe 2 paturi, da? Dorm de alături sau se odihnesc. Da? Nu zicem că dorm, încearcă să se odihnească. Asta în condițiile de distanțare socială, să ne înțelegem. Da? Și mai există un pat pliant care se întinde tot în acest dispecerat, care are o suprafață totală de, zic eu, 25 de metri pătrați maximum. Da? Iar spațiul de odihnă al ambulanțierilor, până mai urmă cu 2 ani, era un spațiu în care, atunci când ploua, colegii noștri stăteau cu lichianele prin paturi și peste tot prin cameră ca să strângă apa. Cu un efort comun al primăriei și al serviciului de ambulanță a fost acoperit în urmă cu 2 ani de genul, pentru că a fost acoperit cu tablă, a fost această clădire acoperită cu tablă și acum, prin eforturile noastre, da? Deci cu donații de la toți lucrătorii serviciului de ambulanță, a fost renovat interior în acest spațiu pentru ca ambulanțierii să aibă niște condiții de odihnă omenești. Vă rog să aveți în vedere faptul că pe lângă Spitalul Municipal Moinești, care este bine cunoscut, Serviciul de Ambulanță Local Moinești
asigură urgențele medicale pe o rază de cam 40 de kilometri în jurul orașului Păinești, da? Ne ducem aproape de Onești, ne ducem până aproape de Bacău, ne ducem până aproape de Rosnov și ajungem până la Sărata către Onești Bacău, da? Este al doilea oraș, al doilea municipiu, după municipiul Bacău, care are și medici. Activitatea noastră este, zic eu, foarte importantă pentru populația pe care dumneavoastră o păstoriți. Și vă rugăm din suflet să ne acordați și nouă atenția necesară, pentru că noi am făcut eforturile omenești și chiar supraomenești să trecem cu bine prin această perioadă. Vreau să vă spun că nu am avut la serviciu, deci la ambulanța Păinești, n-am fost absolut niciun angajat, nici măcar suspect, dar nici bolnav de COVID. Și asta datorită faptului că am făcut și noi eforturi personale, ne-am cumpărat mijloace de protecție ca să putem să rămânem în picioare și să asigurăm urgențele în această perioadă. Având în vedere toate cele pe care vi le-am prezentat, vă rog din suflet să vă gândiți și să ne acordați o mână de ajutor măcar, pentru că este un lucru absolut necesar pentru ca noi să intrăm în legalitate, da? Să putem să avem toate spațiile necesare funcționării unui serviciu de ambulanță european și să finalizăm această lucrare în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Domnule doctor, este lăudabilă intenția dumneavoastră, efortul dumneavoastră de a definitiva acest spațiu. Ați spus undeva în pledoaria dumneavoastră că ne cereți ajutorul concret. Concret, dacă ne puteți spune în ce constă ajutorul care sau probabil mai concret decât să vedeți această clădire care are nevoie de finalizare și pentru care nu mai există niciun fel de fond, nu se poate fi. Deci avem un acoperiș. Asta nu mai arată, așa are deja acoperișul. Are acoperișul, da? Are acoperișul care e din tablă, concret acoperișul, tablă și așa mai departe. În rest, tot ce se vede în această imagine trebuie finalizat. Adică, izolația interioară, placarea interioară cu OSD și deasupra de gips, finalizarea pardoserilor, scara interioară, dotarea cu instalații, dotarea completă cu instalații electrică, termică, izolația exterioară, repet, izolația interioară și exterioară o vom primi ca și sponsorizare de la locul. Da? Tencuielile exterioare, montarea ferestrelor și a ușilor pe care le avem, ușile interioare. Da? Deci, tot ce înseamnă mobiliar interior, așa mai departe. Avem un proiect, două băi cu dușuri, niște camere de sterilizare, deci suma, v-am spus, undeva la între 50 și 70 de mii în funcție de nivelul de finisare interioară și de dotările pe care le vom da. Trebuie aer condiționat, da? Chiuvetele din, chiuveta, de exemplu, din spațiul de sterilizare, despre o chiuvetă de inox, care e mai scumpă. Cam asta este. Deci ajutorul financiar cuantificat, v-am spus suma, cu obiecte de inventar, cu instalații, sigur că cei care aveți posibilități să ne sponsorizați, ușa noastră este deschisă, vă stăm la dispoziție cu necesarul exact. Deci există proiectul făcut, cei de la Habitat vă pot furniza clar necesarele pentru ceea ce mai este de făcut. Mulțumesc. Da. Eu am fost partener, să spun așa, încă de la început, când domnul doctor Chiru a venit cu această propunere la primărie. Trebuie să știți cu toții că dumnealui este inițiatorul acestui proiect. De acolo a plecat ideea către directorul VSP Bacău, doamna Crețu, după aia către cei de la Habitat și iată astăzi stadiul care este oarecum bun, să zic așa, pentru că s-a făcut ceva față de cât nu se făcea în perioada dinaintea domnului doctor acolo la salvare.
Consiliul Local, vă spuneam că este afectat de finanțările noastre, dar asta înseamnă că, nu înseamnă că nu susținem și celelalte activități din municipiu. Știți cu toții, la ședința trecută am aprobat acei bani pentru culte. Și aici o să căutăm cadrul legislativ, să vedem cum putem rupe o parte din bugetul local, să venim în sprijinul acestui serviciu care este de ajutor cetățenilor, nu numai municipiului Măinești, a oamenilor în primul rând, pentru că fără de serviciu de ambulanță nu putem trăi. Și nu fac o promisiune astăzi aici, dar sunt sigur că împreună cu dumneavoastră vom găsi soluția să venim cu o parte și noi acolo, nu suma integrală care este până la finalizarea acestei clădiri, dar ceva vom găsi posibilitatea să alocăm acolo. Așadar, voi veni cu acest proiect în fața dumneavoastră, în momentul când cadrul legislativ va fi identificat de colegii mei de la Serviciul Economic. Dar vin în completare la ceea ce spuneam mai înainte, iată necesitățile municipiului Moinești și aceasta și cultele și sănătate de care vă vorbeam și care nu se pot întâmpla imediat. Și decât să aștepți 30 de ani, mai bine faci lucrurile imediat, așa cum spuneam în intervenția mea de mai înainte. De aceea este nevoie de acel credit și încă o dată punctez, poate unii dintre dumneavoastră veți folosi această inițiativă în spațiu public, chiar și electoral, vă spun că nu este electoral, este pentru că trebuie ca municipiul Măriești să dezvolte acum și nu peste 30 de ani. Mulțumesc. Da. Dau cuvântul domnului consilier Parșan Mirel. Eu promit că toate ușile și ferestrele, cu toate materialele auxiliare, le voi monta eu cu firma mea, pentru că se întâmplă într-o activitate. Când este, aveți un telefon, solicitați și... O să rog pe colega mea, Camila Dutrăver, să fie în legătură cu dumneavoastră, că o să avem chiar nevoie curent pentru... Când de momentul, spuneți înainte cu o zi, două și... Astea o rezolvăm fără probleme. Eventual și are un